Domnilor, bună seara! Sunt Dana Ciobanu și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Teatrul are valența de laborator într-un fel uman, care te pregătește pentru un tip anume de experiență. Un turneu teatral realizat sub egida limbii române poate doar să sporească efectul actului artistic asupra spectatorului. Așadar, 5 teatre din România și 3 din Republica Moldova vor participa la Reuniunea Teatrelor Naționale, ediția 3-a, care se desfășoară în perioada 20 septembrie-1 octombrie la Chișinău. Despre acest proiect, despre interesul manifestat de spectator pentru această revenire acasă a Teatrelor Naționale, vă invit să urmăriți un reportaj. Chișinău a început săptămâna aceasta Reuniunea Teatrelor Naționale, eveniment cultural care a ajuns la cea de-a treia ediție. Așadar, din 20 septembrie până pe 1 octombrie, pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu, sunt prezentate spectacole ale teatrelor din București, Târgu Mureș, Iași, Bălți, Cahul, Sibiu, Craiova și Chișinău. Stimați spectatori, din 20 septembrie, Teatrul Național Mihai Eminescu găzduiește cea de-a treia ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale. Sunetul! 12 zile de spectacole ale teatrelor din Chișinău, București, Lumina, Târgu Mureș, Iași, Sibiu, pe intratorii și Craiova. Un eveniment ce ne reunește prin teatru. 20 septembrie, 1 octombrie, Reuniunea Teatrelor Naționale, ediția a treia. Reuniunea Teatrelor Naționale a debutat cu spectacolul În ochii tăi fermecători, o teatralizare a iubirii interzise de Alexandru Vasilache după opera prozatorului român Gib Mihăiescu. În ochii tăi negri lumina vrut fur odată, dar ochii tăi negri cumplit atunci s-au răzburat. Nu pot să uiți când tăia minunată, ce inima pe veci de tine mi-a legat. Criticul de teatru La Risatura spune că în cadrul maratonului teatral din acest an, publicul de la Chișinău va putea aprecia prestația unor nume grele din lumea teatrală, cum ar fi regizorii Silviu Purcărete și Mihai Mănuțiu, sau actorii Marcel Iureș și Dan Puric. Și așa cum s-a întâmplat și la celelalte două ediții, organizatorii au inclus în program spectacole din diferite genuri teatrale, spectacole de teatru dans, experimentale, spectacole tragedie, muzicale și foarte multă dramaturgie națională bună. Va fi într-adevăr o sărbătoare a teatrului românesc de pe ambele maluri de Prut. Vor fi regizori care deja s-au afirmat pe toate scenele din lume, nu doar în Europa, precum sunt Mihai Mănuțiu și Silviu Purcărete, dar veți avea ocazie să vedeți și spectacole care sunt puse în scenă de regizori de viitor, regizori cu perspectivă, foarte tineri. Două dintre spectacolele de succes ale Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București, Idolul și Ion Anapoda și Defectul Placebo, participă la Reuniunea Teatrelor Naționale, ediția a treia. Cu o distribuție inspirată aleasă și condusă cu maestrie de regizorul Ion Cojar, Idolul și Ion Anapoda este un titlu ce ține afișul de mai bine de un deceniu, repetând succesul unei montări mai vechi semnată de același regizor pe scena Naționalului bucureștean. Te rog frumos, o cafea. Azi pe unde am fost? Ce am făcut? Nu mai cunoasc. Și pagube și certuri sunt tare supramat în stavă, dar nu mai fi rușine că sunt om în vârstă, aș spune ca un copil. Da, un copil bun de tras de perciuni și un om anapoda. Da, da. Atunci simt în sânge cum îmi urlă toți crocodilii și leopardii din menagerie. Numai în fața femeilor am fost așa un mototol de asta, nu s-a ales nimic de viața și de munca mea. Iertați-mi dacă am fost puțin de serios, mi se pare că v-am făcut cu confidență. Zburătorilor! Bună ziua, zburătorii! Da. Răzbunărilor!
ziua murătorii. Planul primitiv pe contest în ziua murătorii. Răbunărilor! Am citit bine? Foarte bine. Chica! Noapte bună, tanti! Noapte bună, tanti! Noapte, noapte bună, Miloana! Noapte, noapte bună! Afară! Am pus ce s-a întâmplat aici? Cine-i individul ăsta? Salvați-ne! Suntem două obiecte femei fără apărare! Cauți aici, domnule! Îmi pare rău! Domnule. Eu am venit să cer niște informații! Celălalt spectacol al Naționalului Bucureștean, o incitantă provocare artistică pe care fiecare actor și-a pus amprenta personalității sale sub atenta îndrumarea regizorului Ștefan Lupu, este realizat în cadrul programului destinat tinerilor creatori de teatru, Noua Gela TNB. Defectul Placebo este un spectacol viu, antrenant, provocator, despre artificialul lumii în care trăim, despre singurătatea provocată de comunicarea în exces, despre omenescul din noi și pericolul tehnologizării. Evenimentul teatral include pe lângă spectacolele clasice, sesiuni de discuții și dezbateri și audiții publice prezentate de Teatrul Radiofonic de la București și Teatrul Național Radiofonic Radio Moldova. Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Culturii și Identității Naționale al României și Institutul Cultural Român. Venit în platou, unde am o deosebită plăcere de a prezenta pe invitații ediției de astăzi. Așadar, Constantin Chiriac, actor, directorul Teatrului Național din Sibiu. Domnule Chiriac, bună seara, bine ați venit la TVR. Bună seara, bine v-am regăsit. Dan Puric, actor, eseist, autor și regizor de teatru. Domnule Puric, bine ați venit la TVR. Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Și Petru Hadârcă, actor, regizor, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Domnule Hadârcă, bine ați revenit și dumneavoastră aici la TVR Moldova. Mulțumesc, bine v-am regăsit. Știu că sunteți în febra spectacolelor, repetițiilor, se întâmplă minune acolo la Teatrul Național din capitala, din centrul capitalei. V-ați rupt pentru 50 de minute și știu că sunteți grăbiți să mergeți vedeți ce se mai întâmplă dincolo pe scenă. Totuși, vreau să vă întreb, domnule Hadârcă, știu că a fost un vis al dumneavoastră să realizați această conexiune teatrală dintre cele două maluri de Prut. Cum a început acest vis, de unde a apărut acest vis și dacă sunteți împlinit astăzi de acea de-a treia ediție? Bineînțeles că e o bucurie, e o sărbătoare, nu numai pentru mine, eu cred și am văzut ochii spectatorilor, am văzut bucuria atunci când urcau scările Teatrului Național, am văzut cu cât ce emoții frumoase de așteptare ca să se ridice cortina și vedeam chiar la un moment dat, simțeam cum s-a oprit respirația, pentru că o idee, era un vis al meu încă de mult ca să realizăm, să spargem frontiera, să dărâmăm sârma din pată. Sârma din pată de la Prut s-a dărâmat, dar mai persistă încă sârma din pată în mentalitatea unor politicieni și în mentalitatea unora care rătăcesc. Ori printr-o acțiune culturală, printr-un teatru de cea mai înaltă calitate, prin prezența familiei teatrale, a teatrelor naționale române.
La Chișinău luminează în jur și cred că vorba imnului, deșteaptă-te române din somnul cel de moarte, să deșteaptă lumea. Nu, e un eveniment frumos și mă bucur că au sincere mulțumire în primul rând tuturor actorilor, managerilor de teatru, ministerilor culturii de pe ambele maluri ale Prutului, Institutului Cultural de la București și pe lângă ei mai sunt surprize, mai sunt prieteni ai teatrului care seară de seară, cum au văzut și aseară actorii Teatrului Național din București și de seară la fel și în fiecare seară vinurile moldovei, că avem și fete frumoase și vinuri gustoase și spectacole bune, și spectacole bune. Vom face degustație. Da. E un regal teatral, ar zice. E de la Nistru până la Tisa, e teatru românesc. Da, într-adevăr, spectatorii din Chișinău așteptau întotdeauna cu sufletul la gură spectacolele românilor veniți aici în Chișinău. Astăzi avem posibilitatea să vedem spectacole românești din ce în ce mai des. Domnule Puric, domnule Chireac, ce înseamnă pentru actorii din România să vină aici să prezinte spectacole? Ce înseamnă acest schimb cultural, această conexiune și acest contact cu spectatorul basarabean? Vorbim deodată amândoi sau? Reiterat. În România sunt obișnuit să vorbesc în cor, că nu mai se păstrează nicio personalitate. Da. Am înțeles, glumim. Ce mi se pare important, că e un fel de transfuzie reciprocă. Calitatea spectatorului basarabean, în sensul de puritate sufletească, de o anumită sensibilitate, de un fel de artă de a asculta. E total diferită față de cum simt eu în România, unde au devenit mai agitați, mai occidentalizați în sensul prost al cuvântului, mai nevricoși și mai supuși unei modernități care, cum să zic, rupe din fondul sufletesc. Și atunci, dacă ai această sensibilitate, ți se așează sufletul, pentru că în sfârșit ești ascultat. Adică publicul de aici, de an bun când vin eu, pot zic că are o ascultare maternă. Deci actorul până la urmă are nevoie, simte necesitatea de a fi ascultat. Și să fie primit altfel. Pe de altă parte, zic că este o transfuzie reciprocă. E nevoie ca noi să venim aici și informația pe care o primesc basarabenii într-un context care în continuare a rămas schizoid. Eu ca să vin în propria mea țară pun pașaport. Iată că ceea ce face cultura, de regulă cultura este buzduganul politic. Ceea ce a făcut domnul Haderca aici este o refacere a metabolismului românesc. A unei românii normale. Până se vor deștepta, cum zic, oamenii din politică care oricum ei sunt pe butoane și au un retard și de suflet și politic. Omul de cultură vede. El trebuie să se întoarcă, cum zic, la fiziologia normală a comuniunii. Și atunci ceea ce trăim noi acum este un lucru de renormalizare, de intrare în matcă, în făgaș. V-am răspuns eu. Foarte frumos ne-ați răspuns, domnule Chireac, vă rog. În primul rând, este important că avem dialog. Și faptul că e un dialog pe care încercăm să-l facem pe picior de egalitate. Am mai spus și în alte interviuri, din păcate, prezența românească la Chișinău și în Basarabia se manifestă printr-o zonă așa de condescendență în care vine actorul important, artistul foarte important, care mângâie pe creștet un copil care trebuie, vezi, Doamne, să crească frumos și puternic și deștept, cam cum credem noi că se va întâmpla. Fără un dialog pe picior de egalitate, nu ai cum în clipa asta să ajuți și pun în ghilimele ceea ce se întâmplă în Basarabia. Să nu uităm că în clipa în care ne uităm la un clasament pe care l-au făcut tot felul de agenții, se pare că din punct de vedere al calității vieții, Moldova este înaintea României, cu vreo 3-4 poziții. Lucrul ăsta vine și dintr-o anume liniște, dintr-o anume legătură cu pământul, cu energiile, dar și probabil dintr-o mare nevoie de a căuta ființa națională. Este foarte important ca
noi care încercăm să facem niște lucruri importante pentru comunitățile noastre, în primul rând, și de aici replicând în dialog cu marile culturi și artiști ai lumii, să putem să punem la aceeași masă valorile noastre naționale, care țin, bineînțeles, și de Basarabia. Din cauza asta, la festivalul de la Sibiu, cel mai mare festival de teatru al lumii, și nu-l spun cu orgoliu, nici cu vanitate, ci cu dorința de a arăta construcția și coerența. De fiecare dată, Teatrul Basarabian a fost prezent, anul acesta a fost Teatrul Mihai Eminescu, a fost Teatrul Satiricus. Pentru cei 25 de ani de existența festivalului, anul viitor vom gândi câteva proiecte importante. În același timp, dezvăluim în premieră, domnul Hadârcă va face la școala doctorală de la Sibiu, o școală care este împreună cu 19 mari universități ale lumii, pornind de la Harvard până la Yale, până la London School of the Arts, Sorbona, Universitatea de Artă din Berlin, împreună cu cele două mari școli de la Moscova și de la San Petersburg până în Japonia, va face un doctorat fără a fi nicio clipă semnul de întrebare că, vezi, Doamne, va fi vreun plagiat, exact această temă. Ce înseamnă acest dialog a românilor pe cele două teritorii și felul cum, din punct de vedere creator, din punct de vedere al viziunii, pe termen scurt, mediu și lung, se poate întâmpla acest dialog împreună cu mari artiști ai lumii. Este ceea ce construim împreună, dialogul. Este foarte dificil și este necesită o insistență matură ca să construiești un dialog în realitatea zilelor de astăzi, dar pentru cine îl construim, de fapt, îl construiți? Există un public care așteaptă să vadă teatru? Teatrul astăzi este în vogă sau nu necesită de a fi în vogă? Domnule Puric. Se pot face niște studii antropologice vis-a-vis de receptarea spectatorului. De exemplu, când am văzut Teatrul din Chișinău venind în București, am fost șocat de două lucruri. În primul rând, calitatea extraordinară a actorului de aici. E anumite vibrații pe care dincolo aia sunt mai uscați. Anumite vibrații. Mesajul fantastic. Le vorbea pentru prima oară de ceea ce a însemnat bolșevizare, cum să zic, înfometare, lucruri pe care ea nu mai le-a avut, o ignoranță cultivată bine. Publicul a receptat fantastic. Adică, bă, în schimb, critica de teatru din București, ea e slabă, ea e mediocră. Ea nu are capacitatea să cuantifice o asemenea informație care intră în educație. În educația spectatorului, adică pentru prima l-am văzut săracul de o ingenuitate fantastică, parcă peste noi nu trecuse comunismul. Mai ales la tânăra generație, lucrul acesta a fost extirpat din educație. Și sigur că au fost cronici bune, dar nu erau cronici de esență. Ei nu și-au dat seama că oamenii aceștia poartă standardul suferinței transfigurate în artă. Că e un lucru extraordinar. Adică dacă ele ar fi traductibile, să te duci cu ele la Bruxelles, să te duci... Dar vorbim despre spectacolul Luminițeță cu copiii familiei. Da, da, și numai același spectacol domnul Hadârcă care a fost, adică era un tot. Era, nu pot zic un concept, era o lume în care spectatorul s-a simțit fantastic de sudat. Nu era un spectacol ideologic, nu era un spectacol de demonstrație politică sau... Nu, era o dimensiune a României crucificate. Repet, știți cum e șansa lui Eminescu? A fost și Titu Maiorescu. Șansa lui Gogol a fost și Visarion Bielisin. A zis, acum s-a născut literatura rusă. Adică când ai o dublură în critică, noi nu avem critică teatrală în România. Nu mai avem. Domnule Hadârcă, noi în Chișinău avem critică teatrală? Chiar vreau după ce și termină gândul domnul Puric să da citul asta în replică. E foarte important să conștientizezi. Am să vă spun un singur lucru. Marele istoric Vasile Pârvan, Basarabian, dacă nu mă înșel. O minune, o inteligență. A zis, poporul care își conștientizează procesul istoric prin care trece are tot dreptul să se legitimeze la universalitate. În clipa în care faci un fenomen teatral și nu-l conștientizezi, el se pierde. Și atunci am văzut că nu au capacitatea critică, capacitatea sufletească românii o au.
și din Cluj. Și atunci aici mi se pare cel mai important schimb care se face. Și, cum să spun, lucrul acesta îți crește ființa în interior. Noi trăim acum un fel de circotecă din asta, diversitate în universalitate. Nu poți să ai diversitate cam cum i-au băgat pe indieni în ghetou. Nu faci din Basarabia folclor. Nu faci din Ardeal folclor. Ci sunt esențe umane extraordinare care vorbesc spre universalitate. Așa cum în fiecare popor din lumea aceasta. Am călătorit mult peste 40 de țări al lumii și am și jucat mult. Și îmi dau seama că cel mai mult contează ce încărcătură sufletească are artistul. Nu concepția rezidurală care se vede înainte, ci ce încărcătură. Am jucat la Teatrul Regal din Maroc, de exemplu, la 1600 de musulmani și, cum să spun, încărcătura sufletească care le-am dat-o a fost răsplătită. Am dat un exemplu, că am jucat la musulmani. Mă gândeam într-un proiect ce frumos ar fi dacă toată această, cum să zic, energie atomică basarabiană ar fi exprimată într-un spectacol, nu zic gestual și fără cuvinte, că astea sunt niște prostii, a unui nou canal de comunicare, eu de 30 de ani fac, de aici și de aici, a unui canal de comunicare, atâta sensibilitate, atâta, cum să zic, suferință și atâta candoare, atâta bun simț. Basarabeanul nu are, cum să zic, chestia asta de a-și răgni suferința. Parcă se pune ceva de desubt, ca o lacrimă, și este un fel de duioșie. Eu asta am remarcat. E această duioșie am văzut-o în toate spectacolele, care aveau și forță și duioșie. Lucrul acesta trebuie foarte bine gestionat. Eu i-am spus domnului director, culmea, îl simt izolat. Adică, categoric, iată, sunt oameni care vin și susțin. Eu aș face politică de stat din lucrurile acestea. O politică să fie atât de bine susținut, pentru că, sigur, ei vor veni, ei au probleme cu Rusia, cu NATO. Noi nu ne putem pierde vremea. Noi suntem conștiințe artistice, suntem artiști și trebuie să găsuim. Noi tractăm, nu ei. Ei doar mutilează. Atunci, i-am zis, Petru, eu ți-aș face o gardă specială politică care să te susțină. Podul acela de flori care a fost un pod de flori. Peste flori, peste pod calci. Nu poți să calci peste flori. A fost bună intenție și închei ca să nu, doamne frește, să monopolizez discuția, dar mi-aduc aminte de o diferență din asta ființială. Prin 1990 ceva, Bietul Grigore Vieru, între ghilimele zic Bietul Grigore Vieru, care a fost un geniu și eu, deosebit, a zis, fratele meu, de peste prut să ne unim. Iar ăsta a zis, hai să facem parteneriat. Adică era total dobitoc. El vrea ceva normal și ăsta făcea business. Cam asta e situația. Nu încheiem pe această notă pesimistă discuția. Domnule Hadărcă, chiar vă rog frumos să ne dați replică la fraza domnului Puri, care a spus că stăm prost, dumnealor stau prost cu critica teatrală. Noi cum o ducem la acest capitol? Teatrul Național se apropie de 100 de ani. Anul trecut am avut bucuria de a cerceta la Biblioteca Academiei din București și am găsit cronici atât de interesante în perioada interbelică despre evoluția Teatrului Național din Chișinău. Erau unele atât și amuzante, dar erau atât de bine conturate, descrise despre mizanscenă, despre jocul actorilor. Erau și de alea mai așa, care mi-amintesc și acum că zice spectacolul a fost jucat cu sala arhiplină, dar regizorul a fost atât de prost că actorii intrau în scenă, se călcau pe picioare și că noroc de suflor, că sufla atât de bine textul, că se auzea în ultimul rând. Și mă amuzam și la... Chiar un spectacol. Așa că la capitolul ăsta că n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar... Dar mai avem de muncit. Nu, dar mai avem de mediatizat măcar, mai avem de... și eu mă bucur, altceva mă bucură, că spectatorul n-așteaptă să fie informat prin
presă, prin, dar vine direct la teatru. Același lucru cum s-a întâmplat și acum, deja la a treia ediție, dar de fapt suntem la a patrulea proiect, Teatru Românesc București, Chișinău, București, Craiova, București, Sibiu, Iași. Noi de obicei, cum trăim în era calculatoarelor, a internetului, toți obișnuim cu net să vedem, văd succesul Teatrului Național din București, văd performanța festivalului de la Sibiu, dar asta e tehnică. Uite, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale avem posibilitatea, nu numai noi, actorii, să ne privim de la o distanță mică, ochi în ochi, să simțim emoțiile, dar și spectatorii respiră împreună cu emoțiile actorilor din scenă. E teatru pe viu, e teatru, e artă vie. Chiar acum urmează un mesaj pentru stimații noștri telespectatori. Reuniunea Teatrelor Naționale, cel mai ambițios proiect de colaborare teatrală, ediția a treia, a început în Chișinău, 12 zile de spectacole extraordinare ale teatrelor din București, Târgu Mureș, Iași, Bălți, Cahul, Sibiu, Craiova și Chișinău. Întâlniri memorabile cu actori și regizori și, bineînțeles, un public pe măsura evenimentului. Care este programul evenimentului? Vă invit să aflați în continuare. 12 zile de spectacole prezentate de teatre din Chișinău, București, Târgu Mureș, Iași, Bălți, Cahul, Sibiu și Craiova. Organizatorii promit multe surprize artistice. Așadar, astăzi la ora 19 va fi prezentat spectacolul Efectul Placebo, un spectacol viu, antrenant, provocator despre artificialul lumii în care trăim, despre singurătatea provocată de comunicare în exces, despre omenescul din noi și pericolul tehnologizării. Mâine, 23 septembrie, spectatorii pot vedea două spectacole memorabile. La ora 16 va fi prezentat spectacolul Copiii Foametei, Mărturii, de Alexei Vaculovski, în regia Luminiței Țicu. În aceeași seară va fi prezentat și spectacolul Familii, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un spectacol care măsoară noțiunea de familie prin diverse probleme care, deși par comune, au conotații existențiale pentru om și societate. Spectacolul chestionează conceptul de familie integrat în actualitatea secolului 21. Pe 24 septembrie nu ratați spectacolul Oidip în regia renumitului Silviu Purcărete. Producția Teatrului Național din Sibiu este o adaptare după Oidip la Colonos și Oidip Rege de Sofocle și surprinde prin forța viziunii aproape cinematografice a montării regizorului Silviu Purcărete, care îmbină realul cu imaginarul, dezvoltând o poetică a detaliilor sfâșietoare. Este o pictură a spaimelor, a presentimentelor și a nefericirii, în spiritul marilor maestri, o tălmăcire actuală la unui destin de legendă. My heart's singing, fier aici în un sihan, schweigen, spind ir beieinander, was du fühlst, das fühl auch ich, endlich heute nach Tag und Jahr. Pe 25 și 26 septembrie, la ora 17, spectatorii sunt invitați la două spectacole prezentate de Teatrul Muzical Dramatic HD-ul Cahul și Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți. Spectacolul Se caută un mincinos, prezentat de trupa Teatrului Muzical Dramatic HD-ul, stigmatizează moravurile din mediile politice dintotdeauna și de pretutindeni. În cadrul ediției 2006 a Galei Premiilor Unitem, realizatorul spectacolului Gheorghe Mândru a fost distins cu premiul pentru cel mai reușit debut în regie. Teatrul Național Vasile Alexandrii Bălți va prezenta un spectacol lectură în regia lui Emanuel Pârvu din România. Pe 26 septembrie la ora 19 va fi prezentat Elefantul din cameră sau The Vibrator Play în regia lui Dragoș Alexandru Mușoiu într-un decor care amintește de cabinetul doctorului Caligari. Personajele spectacolului descoperă sensuri nebănuite în viața lor sentimentală și nu numai.
Pe 27 septembrie, la ora 17, nu ratați spectacolul 4 piesuțe politice despre dușmani în regia lui Sebastian Aba, prezentat la Teatrul Național Târgu Mureș. În aceeași zi, la ora 19, va fi prezentat spectacolul Exploziv în regia lui Andrei Măjăr de la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Pe 28 septembrie va fi jucat spectacolul O scrisoare pierdută. Prea multă vorbărie, concept și adaptare scenică Alina Nelega, regie artistică Gavril Cadariu de la Teatrul Național Târgu Mureș. Spectacole deosebite puteți vedea pe data de 29 septembrie la ora 17. The Lucky Strike, regia Vitalie Druciuc de la Teatrul Național Mihai Eminescu. La ora 19 nu ratați Goldberg Show. Pe 30 septembrie puteți vedea spectacolul Seciuta Roșii după cartea Foamete de Larisa Turea, regie și scenariu Petru Hadârcă, iar în închiderea acestui eveniment, spectacolul Casa Zoicăi după Mihail Bulgakov. În platou, domnule Chireac, dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai buni manageri teatrali din România și vreau să vă întreb cum este să organizezi din punct de vedere managerial un proiect de genul ăsta, o reuniune a teatrelor, un festival de teatru, ce efort presupune? Pe lângă prieteni ai teatrului sau prieteni și oameni care iubesc teatru și fac sacrificii, mai este nevoie și de alt gen de lucruri de care vreau chiar să ne spuneți dumneavoastră. Da, cred că întrebarea este bună pentru Petru, nu pentru mine, pentru că e un efort cu totul special. Aici e vorba de o îngemanare, de o mână întinsă între Ministerele Culturii din cele două țări, între Primăria din Chișinău, sper, Institutul Cultural Român, toate structurile care ar trebui să-și dea mâna pentru acest dialog. În același timp, uitându-ne pe programul acestei întâlniri, observăm nume importante pe care a ținut să le aducă faptul că se întâmplă sub semnul unor artiști importanți care, vrând nevrând, arată calitatea pe care publicul o caută în această perioadă atât de plină de tabloidizare, de lipsă de buzolă, de lipsă de educație, de consistență. E un festival special, de asta l-am invitat pe Petru să-și facă acest doctorat, pentru că e un lucru care trebuie să rămână fără construcție, fără posibilitatea de a lăsa semne care să dea roade. El poate să vorbească despre dificultatea, care sunt convins că este mare în a organiza acest lucru, în același timp tenacitatea, nebunia, posibilitatea de a folosi și sperăm să vedem pe viitor școlile din România și din Basarabia, că își dau mâna, că aceste nume importante care ajung pot să producă schimbări. Știm bine ce se întâmplă. Dacă ne uităm la modul profund și nu are rost să ne mințim, am întâlnit cu câțiva directori de teatre de aici, lumea pleacă. Sunt din ce în ce mai puțini care vor să rămână în condițiile în care
este una din zonele unde se mănâncă cel mai bine, se poate trăi foarte bine, numai că viața de zi cu zi presupune și un anume nivel material pe care trebuie să-l aibă omul, și aici noi vorbim de spectatorul pe care îl avem potențial sau nu. Sunt întrebări pe care ar trebui să le rezolve cei care vin din spate. Să nu uităm că aveți o primărie care încă nu are o conducere. Că, din păcate, comunitatea căreia noi ne adresăm trebuie să răspundă acestei provocări. Artiștii sunt înainte mergători, dar politicienii trebuie să găsească sursele, resursele, pentru a duce mai departe ceea ce artiștii visează. Și aici nu vorbim nici pe departe de ceea ce la un moment dat poate să fie o acuză. Doamne, e o întâlnire numai a românilor, nici pe departe. Am văzut că sunt regizori care vin din toate spațiile. În același timp am asistat și la Gala Unitemului, unde au fost premiați toți artiștii de pe teritoriul acesta mic, dar binecuvântat. De asemenea, toate lucrurile care se întâmplă aici la Chișinău, ele nu trebuie anatemizate. Sunt diferențe pe care trebuie să le luăm în seamă. Sunt artiști importanți și din mediul rus, și din mediul găgăuz, și așa mai departe. Sunt convins că pe viitor el va ști să gândească în așa fel încât să fie un dialog. Acest spațiu de confruntare, din păcate, să ajungă la dialog. Vorbind de acest dialog, chiar mă întrebam, un schimb cultural, un dialog cultural, are doar valențe estetice sau are și valențe educative, domnule Puric? Valențe educative de care spunea domnul Chiriac, că e nevoie de o educație profundă pentru a fi perceput actor artistic. El, dacă are numai valențe estetice, rămâne pe din afară. De fapt, cuvântul dialog e puțin culturalizant, așa, comuniune, pentru că acolo se face schimbul sufletesc. Și eu am fost martor, chiar când am luat un premiu Unitem, și m-a impresionat, exact ce a zis domnul Chiriac, erau artiști ruși care au pus pe scenă. Asta face parte, cum să spun, din înțelegerea asta profundă românească. De a-l primi cu sufletul deschis. Nu faci un... Nu mimezi, ci te manifesti ca atare. A culege valoarea, a n-o lăsa, a n-o despărți ideologic sau într-un soi de țâfnoșenie naționalistă din asta periculoasă, m-a impresionat foarte mult. Adică poate să fie un teren către universalitate prin această rădăcină. De fapt, cum să spun, știți care este impostura cea mai mare în România? Prin Dobrogea sunt vreo 16 etnici și aia de la UE au venit cu Comisarul European să ne vezi. E invers. E taman invers. Aia au 16, chiar 18 etnici, n-au avut nevoie de Comisarul European. A fost o fiziologie a înțelegerii extraordinară. Câte bordea, atât obiceiuri. Și atunci, lucrul ăsta de asimilare, de a sta într-un duh, cu chestia asta, e o chestie, o substanță majoră. Așa se refac punțile pe care politicienii le rup. Când pe scenă aici la Chișinău a fost un regizor rus, un scenarist, un scenograf, și a zis că există soluția firească, normală. Deci aici este, cum să zic, dialogul de regulă aparține Bruxellesului. În țările care au suferit foarte mult, ele nu au timp de dialog, ci de comuniune. Este un termen creștin. De a fi împreună. Și valoarea celuilalt merge cu valoarea ta. Și atunci actul de a recunoaște valoarea celuilalt este un act de generozitate extraordinar. Să-l vezi pe ala și zic, dom'le, vreau și eu să fiu ca el, să fac efortul, nu să-l basculez. Aici mi se pare foarte interesant această observație. Chiar vă invit să aflăm cu ce impresii au venit spectatorii chișinăuieni la teatru și cu ce impresii au plecat. Vedem imediat. Urmăresc acest eveniment a treia oară deja, deci pentru mine este important să văd ce se mai face în lumea teatrală dincolo de Prut și să putem face o paralelă cu ceea ce se face la noi. Deci vreau să zic că mă bucură faptul că mergem în același, adică respirăm același aer, aceleași gânduri, deci fie în viață, fie pe scenă.
Și asta e foarte bucurător. Deci este un eveniment, consider eu că este un eveniment cultural de anvergură, adică de importanță cu adevărat națională. Și ar fi bine ca la aceste evenimente să participe cât mai multă lume, fiindcă astfel de evenimente nu se petrec chiar atât de des la noi și ar fi bine ca lumea să fie familiarizată cu ceea ce se face aici, ce se face acolo. Vedem colectivii noi, vedem talente tinere, deci e un eveniment cu adevărat foarte, foarte important pentru viața culturală a capitalei noastre. Sunt prezentă cu regularitate la aceste festivaluri. În primul rând, este o curiozitate pentru noi, pentru publicul de aici, pentru că nu toată lumea, știu, își permite să meargă la Teatrul Național din Iași, spre exemplu, care este o bijuterie, o frumusețe de teatru. Și de ce, când avem ocazia și vin actorii români sau teatrele românești aici, bineînțeles că profităm de această ocazie. Este foarte important pentru că, nu știu, auzim vorbire, rostire românească frumoasă, chiar aceleași. Eu am citit cu atenție programul festivalului din acest an, am văzut că o serie de spectacole se repete, cum ar fi o piesă după Matei Vișnic, a fost jucată acum un an sau acum doi ani, prin urmare la acest spectacol eu nu voi merge, dar sunt altele care m-au intrigat, mă impresionează, o scrisoare pierdută, jucată de teatrul de la Târgu Mureș, și sunt curioasă ca să văd cum se joacă sau cum se pune în scenă de către un alt teatru, pentru că același spectacol se joacă și la Teatrul Satiricus, la noi în Chișinău. Deci eu nu știu, e o respirație proaspătă, e un eveniment cultural. Din ce știu eu din partea cealaltă, chiar ei se simt uneori mult mai bine aici, în Chișinău, decât în București. Și ei recunosc căldura pe care o simt în sală, naturalețea, iubirea necondiționată, nu mai ține de hotare. Astea deja sunt. Oricum, în cultură niciodată n-au fost hotare. Da, cultura ne-a unit, este sigur. Bineînțeles că un buchet este pentru director artistic și pentru actorul meu preferat, Petrica Derg. Și celălalt este pentru o doamnă din distribuția de astăzi. Se divulg sau să nu divulg? Pentru Cornelia Subeică. Maris Cornelia Subeică. Pentru că deschiderea aceasta stagiunii teatrale, cu atât mai mult că venim vineri și la teatru care va fi cu Ion Luca Caragiale, București. Și eu sunt un amator acestui teatru mare din București. Prima distribuție am văzut la Moscova în anii de studenție. Și după 45 de ani, vinuți doamne, am avut ocazia să văd pe același Radu Băligan în rolul principal în spectacolul vieții sale, deci Egoistul. Și de aia distribuția de aici îmi place foarte mult, că e pusă pe o piesă din perioada aceasta interbelică, o perioadă foarte dureroasă pentru noi și nici acum malurile Nistrului nu sunt împăcate, cu atât mai mult e un spectacol prin cât au trecut buneii noștri, prin cât neamul nostru românesc. Și iată aici îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult că am mers la multe spectacole de-a lui Petrica Hădârcă, la Moscova, a avut Careu și toată echipa, că ei făceau deci studiile la Moscova, dar eu făceam doctoratul la Moscova. Și când au revenit aici, păstrăm legăturile. Actor de teatru și film, dar și regizor, este președinte al Unitărului din 1990, iar în prezent, din 2005, este directorul Teatrului Național din București. Chiar acum intrăm în legătură directă cu domnul Ion Caramitru. Domnule Caramitru, bună seara! Bună seara! Domnule Caramitru, știm că ați stat la baza acestei colaborări. Prima legătură inițiată a fost anume dintre cele două teatre naționale, din București și Chișinău. Cum a început totul? A început, cred că, din preistoria relațiilor noastre și plecând de la faptul că vorbim aceeași limbă și cum teatru trebuie să pune în valoare cea mai frumoasă limbă literară și cum ea se găsește întotdeauna pe scenă, pentru că trebuie cultivată, iată-ne față în față, pe de o parte pentru a vedea fiecare ce face, iar pe de altă parte pentru a întreține ceea ce nu poate nega nimeni, indiferent de conjuncturile politice, de efectele războiului, de împărțirea nouă a lumii, și anume că suntem o singură țară, un singur popor, o singură limbă și o singură istorie. Domnule Caramitru, când vă revedem aici, în Basarabia? Vin de câte ori pot. Din păcate, acum n-am putut. Am avut o premieră la București
în ultimele 4 zile și aseară am jucat această premieră, deci așa a fost să fie. N-am putut veni, dar ați putut vedea la Chișinău unul din cele mai bune spectacole ale teatrului nostru, montate de marele profesor și regizor Ion Cojar, care din păcate ne-a părăsit, iar dincolo, pe partea experimentului tânăr, care reprezintă programul nostru numit 9G și care are la dispoziție exclusiv o scenă a Teatrului Național, poate cel mai premiat spectacol pe care îl avem acum, acest efect de fapt placebo, care a fost creat la mod foarte original de câțiva tineri extrem de creativ. Domnule Caramitru, vă mulțumim pentru această intervenție în direct prin telefon. O seară frumoasă să aveți și vă așteptăm cu drag aici în Chișinău. Cele bune. Chiar acum intrăm în legătură directă cu domnul Taluș, vicepreședintele ICR. Domnule Taluș, ne auziți? Bună seara! Da, sigur, bună seara! Domnule Taluș, Institutul Cultural Român este partenerul acestui frumos proiect. Cum vedeți continuitatea acestui proiect, ținând cont de efortul pe care, evident, îl faceți? Institutul Cultural Român, dacă îmi permiteți, este principalul finanțator al acestui proiect, urmat de Ministerele Culturii din cele două țări. Deja, după a treia ediție, apreciem această reuniune teatrală ca un eveniment de mare succes și nu se pune problema ca vreodată Institutul Cultural Român să-i retragă sprijinul pentru acest proiect. Dimpotrivă, credem că el poate fi amplificat atât ca dimensiune cât și ca susținere. Domnule Taloș, vă mulțumim frumos. O seară frumoasă să aveți în continuare. Cele bune! Am revenit în platou. Stimați invitați, astăzi această frumoasă reuniune continuă. Avem în astă seară un spectacol extraordinar. Domnule Hadârcă, spuneți-ne dumneavoastră cum se fac listele, cum se aleg cele mai bune spectacole, cine alege cele mai bune spectacole, care merg în turnee, care participă la reuniuni de genul ăsta? Prin discuții, prin comunicare, prin posibilitatea de a programa un spectacol în repertoriu. Fiecare teatru are un program foarte încărcat. Ați văzut și domnul Caramitru a spus că a avut premieră, a jucat aseară. La fel, anul ăsta n-a reușit teatrul din Cluj, că paralel au Festivalul Teatrului Național din Cluj. Vreau altceva să zic, că acum am discutat cu toți managerii de teatru și am și discutat pentru anul viitor, ne apropiem de centenarul Unirii. Și aici ar trebui să ne gândim și poate deja și îl dedicăm, o să dedicăm cea de-a patra ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale, unde de dorit e ca toate teatrele naționale să fie prezente cu două spectacole din dramaturgia națională. Frumoasă inițiativă. Și acum, domnilor invitați, suntem pe final de emisiune. Vă rog o concluzie pentru cei care astăzi ne-au urmărit și care cred că se grăbesc să vină cât de curând la teatru. Este foarte important ca ceea ce s-a început să continue la modul serios. Am mai amintit, trebuie adus alături școala românească, care are nevoie de pe cele două maluri ale Prutului. Trebuie făcut un dialog între creația mare și formarea studenților, de asemenea, trebuie făcut un dialog cu tot ceea ce înseamnă valorile mondiale. Pentru că în zadar ne credem noi grozavi acasă, dacă nu avem conexiune cu tot ceea ce înseamnă cultura în universalitatea ei, marile nume care doresc și care trebuie determinate să vină la astfel de întâmplări. Am fost foarte mândru să văd că spectacolele pe care le-am adus la Sibiu erau sold out și de la Satiricus și de la Eminescu, în condițiile în care erau alături de la Barâșnicov, la Bob Wilson și așa mai departe. Este foarte important ca aceste mari valori să fie în dialog cu valorile noastre și să găsim formula de a lucra de la egal la egal.
domnule Păric. Da, să dea bunul Dumnezeu să aibă destinul bulgărilor de zăpadă, așa, care se duce la vară și devine din ce în ce mai mare, și să nu se găsească vreun dobitoc să-i pună garou. Știți că se pune garou și se oprește circulația. În numele, cum să zic, unei ideologii sau un orgoliu din ăsta care poate să sufoce. Știți care era spaima lui Micioran? Zicea că în România s-a născut eșecul. Iar principesa Ileana zicea, este singura țară unde succesul nu are succes. E uite că începe să aibă succes aici. Doamne ajută să meargă înainte. Așa să fie. Domnule Hadâr, că concluzia dumneavoastră durează ceva mai mult, pentru că sunteți directorul Teatrului Național din Chișinău și avem 4 minute, așa că trebuie să le umplem cu multe gânduri bune pentru cei care ne privesc chiar acum. Păi am început cea de-a 96-a stagiune a Teatrului Național. Cred că toată lumea a văzut cu piciorul drept. Avem o stagiune bogată, ne așteaptă proiecte interesante. Imediat după reuniunea Teatrelor Naționale, Teatrul Național începe un proiect cu Teatrul Național din Bălți, între octombrie, după care plecăm imediat la Budapesta, am stabilit o relație și vom continua cu Teatrul Național din Budapesta, un schimb și participarea Teatrului Național Mihai Eminescu în cadrul festivalului din primăvară. Vor veni ei la noi, după care în luna noiembrie ne așteaptă și Polonia. Și sunt proiecte de realizare, de montere în stagiunea asta. Noi nu le anunțăm acum. Avem o trupă de actori foarte talentată. Avem orchestra Teatrului Național. Avem actori care nu sunt remunerați la justa evaluare, dar asta e o problemă a noastră internă. Dar, în schimb, avem un colectiv care așteaptă an de an și s-a obișnuit cu aceste proiecte frumoase, proiecte românești. În luna ianuarie avem acel schimb, deja a cincea ediție. Dacă suntem în cadrul reuniunii Teatrelor Naționale la a treia ediție, în luna ianuarie, când de ziua Unirii Principatelor noi suntem prezenți pe scena Teatrului Ile Caragiale din București și pe scena Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași, și în martie e prezent la Chișinău, Iașu și București. Continuăm de anul ăsta, am început în afara reuniunii Teatrelor Naționale, am început o colaborare cu Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu și cred că la capitolul ăsta tot o să dezvoltăm. Ne gândim și cu Iașu și cu București și cu Craiova și să vedem, găsim o modalitate de a transforma aceste reuniuni în coproducții. Ce ar însemna? Ca actorii de la Iași, actorii de la București și actorii de la Chișinău să fie antrenați într-un spectacol, într-un proiect comun. Și asta chiar ne-ar... Și chiar vreau să reamintesc că suportul pentru acest proiect grandios, cum este Reuniunea Teatrelor, a fost susținut anume de ICR România și vreau pe această cale încă o dată să-i mulțumim domnului vicepreședinte ICR, domnule Taroș, cu care am intrat în legătură directă prin telefon, și conducerii ICR din România, pentru că astfel de proiecte, fără susținere financiară, nu ar putea să existe, nu ar putea să ia foc și astfel spectatorii ar fi privați de lucruri foarte frumoase. Neapărat trebuie să aducem mulțumiri și chiar eu sunt dator doamnei președinte Liliana Țuroiu, președintea Institutului Cultural Român, care a susținut proiectul. Același lucru l-a făcut imediat, a fost deschis ministrul culturii și identității românești, domnul Lucian Romașcanu, care și-a anunțat prezența la reuniune și va fi săptămâna viitoare prezent la Chișinău. Și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, prin doamna ministră Monica Babu, care susține proiectele Teatrului Național Mihai Eminescu. Bineînțeles, avem și o
organizație, o firmă poloneză, că asta mi-a adus aminte și de un moment așa mai, nu știu cum să zic, că studiam procesele verbale ale Sfatului Țării când s-a făcut unirea. Și din minoritățile naționale, polonezii au fost cei care au votat cu românii din Basarabia unirea. Și acum, în cadrul reuniunii teatrelor naționale, s-au găsit polonezii care ne susțin. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă, cel puțin pentru mine, dar sunt sigură și pentru toți telespectatorii care au fost astăzi cu ochii pe TVR Moldova. Vreau încă o dată să aduc mulțumiri autorităților române pentru efortul care îl depun pentru a face, a crea, a lega aceste conexiuni dintre două maluri de Prut și autorităților de la noi care reacționează și sunt destul de receptivi atunci când efortul ăsta merită și trebuie susținut. Vă mulțumesc și o seară frumoasă să aveți! Mulțumim! Chiar acum avem legătura directă cu Dorina Gerganov, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Dorina, bună seara! Bună seara, Dana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Cei trei polițiști acuzați în cazul lui Andrei Brăguță, tânărul decedat în condiții suspecte în penitenciar, au fost eliberați din arest preventiv și plasați în